Bună seara, eu m-am venit ca invitat aici, m-am trezit ca vorbitor. Mie fotografii mi s-au părut întotdeauna un fel de sectă, în sensul bun al cuvântului. Foarte pasionați de ce fac, foarte pasionați de tehnica lor, de dotarea tehnică de care dispun, de evoluția tehnicii, să acumuleze tehnica care apare și în același timp foarte voluptoși în a canta momente, am văzut în calitate de invitat care a trebuit să vorbească, nu s-a ținut să-mi ia niște cadre din sală. Asta arată că are acest profil de fotograf care, în momentul în care vede ceva care merită surprins și în momentul ăla face evaluarea instantaneu că e un moment care merită surprins, nu se abține să nu facă o fotografie. Acum o lună, poate 5 săptămâni, am lansat la Institutul Cultural Român un album al domnului Tunceală, care se numește Lumea filmului românesc, văzută de Emanuel Tunceală. Eu nu l-am cunoscut înainte, am luat contact întâi cu acest album. Cred că va rămâne Emanuel Tunceală istoria fotografiei, în special pentru fotografiile făcute pe platourile de filmare, fotograf de platou, așa cred eu. Cartea pe care am lansat-o la ICR, deși este un album de fotografii, noi am încadrat-o într-un ciclu dedicat filmului românesc. Pentru că, o spuneam și la lansare, dacă ai luat și ai desfolia această carte, dând drumul la pagină, ne jucam când eram copii, lăsând foaia pe o creion și lăsând-o să curgă, practic e istoria filmului românesc în fotografii, în niște instantanee geniale care surprind actorii fără ca aceștia să știe, surprind nu în ipostazele care au vrut regizorii să-i pună să-și joace, ci de undeva de acolo din culise, vânând momentele fără să știe, poate de multe ori, erau surprinde, Emanuel Tunceală, în niște ipostaze fotografice, dar cinematografice. Albumul pe care l-am lansat la ICR și pe care îl recomand cu căldură, pentru că eu n-am văzut ceva asemănător, un asemenea document fotografic despre istoria filmului românesc, despre filmul românesc, despre cinematograful românesc, este de excepție. Cartea care s-a lansat azi nu am apucat să o văd, dar cred, sunt convins că fotografiile de platou, de film, făcute de Emanuel Tunceală, sunt opera lui în